Да, це веди. Ага. Și s-a Este. întâmplat? Și s-a... Această mașină, eu vinem din părțile Cojăuțu și am întâlnit această mașină vinând despre Cojăuț cu Leni. Și eu am fost întâlnit în Trenca, unde s-au controlat că avem documente scrise de azi, de la Lipcan, de la asta. Că în timp ce cealaltă a plecat să nu, dar știu jumătate de oară, s-a întors înapoi. Asta a fost pe la oarele 11, când am mers cu încărcatul. S-a întors înapoi aproape de 12, o mers pe Trinca, dar la oarele 4, jur la oarele 4, e din Trinca, o mers iar cu încărcatul cu lemn. Tot o mers în partea asta, a plecat. Dar unii au științat poliția, spun în prezent, poliția nu a răspuns, nu a aflat nimic despre ei. Dar spuneți că aveți documente, da? La primul greș, dar noi am trebuit să vedem a doua de rest, dar am spus cum se face aici, se face așa, primul greș la încărcat și la dar poliția te-a prins, nu te-a înregistrat, nu a făcut niște semnuri care în foaia de transport care transporta lemn de pișelea, înseamnă că el poate să facă 3-4 lezuri de pișelea în acolo. Dar e adevărat că se poate face așa ceva, scrie crenci, și primul rei să duci crenci, pe urmă duci lemne. Nu, băi, asta este, eu de la, asta este așa, eu am scris, am scos documentele, am fac documentele, să dau, au fost, așa au fost reisuri, că băieții au scris scrieri care au lucrat, spun că în pădure au lucrat la Balăsnești, băieți care au lucrat la Balăsnești, eu nu înțeleg cu familia lui Atoșnu, dar eu l-am prins că când Bogu Dorel a adus lemnii, au adus lemnii metri, dar era scris lemnii de foc și mai mult pică, creci, lemnii de foc, creci. Așa era scris acolo și am ridicat documente, că este înregistrat, este material, eu i-am pus atunci în registrat. A doilea reis, tot Bogu Dorel, o adus pe documente, este le-am ținut minte și familie. Ministrul Vasile Zaharovici, că năclada era pe desul, dar eu am întrebat pe ministru, tu i-ai dat lui Bogu Dorel lemn, i-ai vândut și eu am de zile când nu știu, n-am, de când n-am scris lemn, nu știu nică. Eu lui Bogu Dorel nu i-am dat nicio năcladă, nu i-am dat nimica, eu nu am cu nimeni nimica și nu, nici nu spun, nici nu mă trageți crede că eu nu știu. El a făcut de la năglada, va spune Bogu Dorel. Și acum documentele le ridic eu de poliție de la Iedniț și am să-i dau în procuratură raionul Iedniț, clarificăm întrebare. Am înțeles.